Salutare și bine v-am găsit la viața cu Audi A4 B7. Aș putea să fac un serial pe tema asta sau o categorie specială pe canal, nu știu. Da, deci nu știu cum se face că la mașina asta repar o chestie și se strică alta imediat. Serios vorbesc, deci pentru cei care nu știți, doar ce am reparat senzorul de ploaie și lumini și imediat s-a ars stopul din partea dreaptă. Băi, deci imediat, efectiv, chiar am și zis în vlogul respectiv, zic, am pus contactul, mergea senzorul, totul bine și zic, stai că apare o eroare aici, mi-a apărut prima dată o eroare, zic, eu mai face figuri așa. Hai să vedem, rezolvăm ceva sau nu. Ok. Stai, că ceva nu-i bine. Rear right, nu știu ce, din nou. De atunci, X s-a dus. S-a ars, nu mai merge nici semnalizarea, nu mai merge nici stopul și nu mai merge nici becul de spate, de mașaier. Deci am mai pățit o chestie așa, ceva în genul, nu știu exact, nu mai știu ordinea lor, dar știu că s-a ars faza scurtă de pe partea stângă și imediat după ce am reparat-o, s-a ars becul de la număr de aici, unul din ele. Băi, nu știu, deci când repare o chestie, imediat se arde alta. În fine, nu mai contează. Bine ați venit la viața cu Audi A4, cum am zis. O să încercăm în episodul de astăzi să reparăm treaba asta. Ideea este că, de ce s-a stricat? Am înțeles că este o problemă la aceste tipuri de Audi, mai ales la stopul din partea dreaptă. Deci toate au o problemă cu treaba asta. Vă rog să-mi spuneți dacă aveți Audi și să-mi lăsați în secțiunea de comentarii dacă și voi ați avut sau dacă veți întâlni treaba asta, să pățiți cu stopul. Ideea e că nu știu cum mi-a intrat apă pe aici, pe undeva și s-a făcut condens. Eu am observat chestia asta, dar n-a durat, să zicem, o lună maxim dacă a durat. Ideea e că s-ar putea să fi intrat de mai mult timp apă, pentru că unde sunt pinii, acolo să vă arăt, s-a cam aruginit, practic. Și noi am mai încercat să mai curățăm acolo, să vedem, să punem becurile. A mers o perioadă, acum iară nu mai merg. L-am dat jos iară, iar am curățat, iară le-am pus, au mers 10 minute și după care iar s-au ars. Hai să vă arăt și eroarea din bord, cum arată. Deci hai să vă arăt cum apare în bord. Avem aici toate erorile posibile. Semnalizarea pe stânga merge, pe dreapta merge și asta, dar doar pe față. În schimb avem aici erorile de la stopul din spate. Bun, deci așa apare eroarea la toate becurile de pe partea asta, efectiv, sunt vreo 3 erori, cred că într-una acolo. O să înlocuim soclul de aici, pentru că soclul e de vină, nu știu dacă v-am zis, deci soclul a ruginit acolo, are o perioadă unde a ruginit și o să vă arăt. Am comandat altul, l-am comandat pe original, am dat 280 de lei, ceva în genul pe el, de pe un site, vine de la Volkswagen Group. De aici este pe original, ceea ce m-am gândit că să punem pe original pentru a nu mai avea probleme. Dar asta o să vedem. Hai să ne apucăm să desfacem stopul, să vă arăt și cum se desface și cum îl înlocuim tot. Ne apucăm, desfacem stopul și vedem după aia dacă funcționează sau nu. Bun, deci ca să desfacem stopul trebuie să scoatem asta de aici, rotundă, și o să o scoatem cu... avem aici o trusă. Și o să vă arăt cum scoatem și este un șurub acolo. Stai să montăm asta. Să scoatem căpăcelul acesta. Ia ce avem nevoie de aici. O să luăm una de asta în genul așa. Cred că asta e bună și pentru șurub. Punem aici. Așa. Și hai să desfacem asta. Ne întindem puțin aici. Asta se scoate ușor, dacă aveți și de plastic o chestie puteți să o folosiți. Asta s-a scos. Și aici în interior, hai să vă arăt, este un șurub. Da? Acela de acolo trebuie să-l demontăm ca să iasă stopul de aici cu totul, da? Deci doar așa iasă stopul de acolo. Așa, o să schimb capul ăsta că e prea mic.
Și o să punem altul. Cred că ăsta e, cred că ăsta este bun. Hai să vedem. Ne apucăm să demontăm stopul. Așa. Ăsta se scoate foarte ușor. Rotim bine aici. Nu vă faceți probleme că nu o să cadă stopul. Este prins în ceva chestii și vă arăt și cum se scoate. Ăsta este șurubul. Așa. Haideți să punem o cârpă aici, că o să punem stopul pe ea. Bun. Acum tragem de el puțin așa. Numai puțin că eu am ceva lipit pe aici. Așa, tragem. Și acum o să vedeți că el pune rezistență, da? Și aici o să vă învăț o șmecherie. Nu trageți de el pentru că riscați să-l rupeți. Băgați mâna pe sub pe aici. Hai aproape. Băgați mâna pe aici așa pe sub și ridicați de el în sus. Și absolut iasă singur, da? Pac. Și l-am scos foarte ușor. Și ăsta este stopul. Are aici un fir pe care trebuie să-l scoatem. Hai să vedem cum îl scoatem pe ăsta de aici. Siguranța. Nu mai dau jos de aici. Punem stopul pe cârpă. Și aici o să avem o clemă în interior. Aici în interior o să avem o clemă pe care trebuie să o împingem în sus ca să putem desface siguranța asta, da? Hai să vedem. Că ăsta nu este bun, trebuie să schimbe răcapul. Numai puțin. Folosim un cap mai mic. Nici nu mai pun asta, că n-are rost. Facem așa. Trebuie să facă un țânc aici. Sau, ia să vedem. Dacă merge fără țânc. Am ridicat de ea. Gata. Făcut țânc. Bun. L-am scos. Să-l scoatem și de pe aici. Perfect. Asta este stopul. Și acum ne apucăm să îi dăm jos soclul ăsta ca să-l punem pe cel nou. Bun, acum ca să dăm soclul ăsta jos, el are niște cleme ceva pe aici, dacă le vedeți. Trebuie să scoatem clemele astea, se scot ușor și după care dăm soclul jos, da? Hai să dăm prima clemă, a și făcut țanc, ceea ce e bine. A doua clemă, a treia clemă și deja iasă singur, ia uitați, și a patra clemă. Bun, ușor, văd că și garnitura asta s-a dus de tot de la el. Bun, l-am dat jos. Ăsta este cel vechi. Văd că garnitura asta s-a dus cam de tot. Noi am mai încercat, v-am zis, să-l mai facem cumva, să-l mai reparăm, dar n-a funcționat. Astea sunt becurile. Deci ele ar veni, cred că ăsta este de semnalizare. Nu, așa vine. Așa vine. De semnalizare, de frână și becul de la mașalier. Bun. De aici nu mai este nimic. Aici intră becurile. Bun. Acum ce o să facem? O să desfac becurile de aici și o să le montăm pe cel nou. Da? Uitați-vă cum arată cel nou versus cel vechi. Ăsta are garnitura bună. Ăsta deja văd că s-a dus garnitura asta. Probabil de aia și intrat apa pe aici. Hai să vedem, luăm fiecare bec și îl punem exact la locul lui. Becul se rotește puțin. Se rotește și după care iasă singur, da? Deci îl băgăm cumva așa. Hai să vedem cum vine. Și ar trebui rotit un pic. Așa. Așa și rotit. Bun, ăsta e primul. Așa, ăsta e următorul. Asta cred că este de frână. Au de asta aici, da, 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 acum am văzut. Dar nu l-am pus bine ăla, o să vă arăt. Au o găurică mică aici, unde intră chestia asta de aici. Unde intră chestia asta.
îngăurica asta de aici, da? Deci primul nu l-am pus bine, o să repunem, nu e problemă. Hai să vedem cum intră. Așa. Gata. Asta l-am pus bine. A intrat aia îngăurica, asta l-am pus bine. Hai să refacem rapid. Pam, bun. Perfect și asta. Și mai avem unul. Mai avem unul pe care tot așa îl scoatem, apăsăm puțin pe el, deci se apasă puțin. Hai să vă mai arăt o dată, pentru cei care vă apucați. Nu forțați, da? Lăsați-l să intre singur. Lăsați că acum nu mai intră mie. Așa. Pam. Deci pe bec se apasă puțin ca să iasă de acolo din găurica asta mică. Deci se apasă, pam, și se scoate. Foarte simplu. Hai să-l punem și aici. La fel o să facem. Îl băgăm pe porțiunea asta liberă, îl apăsăm și îl montăm acolo, da? Și el trebuie să stea bine acolo. Ăsta văd că este cam belit becul, dar nu cred că e probleme la el. Bun. Bun, cam asta e situația. Aici, ia uitați-vă cum s-a făcut în interior. Da? Deci arată super nașpa și probabil de aceea nici nu mai funcționează. Da, ia uitați-vă. Deci așa, acolo a intrat apa. Acolo a intrat apa și a ruginit practic. Am mai încercat, v-am zis, să-l curățăm să ăsta, dar n-a mai funcționat. N-a mai funcționat, din păcate, și a trebuit schimbat. În rest, aici este super, super ok. Aici nu s-a întâmplat nimic la becuri. Este ok, aici am mai pus noi ceva soluție, să lipim, să ăstea, dar nu. Bun. Suntem bine. Acum hai să montăm ăsta la loc. Să vedem cum vine. Ce ar trebui să vină ceva în genul... Așa. Așa. Așa, da. Ceva în genul ăsta. Și să vedem. Uite, are aici, fiți atenți că are aici o chestie pe care vine pus, vedeți? Acum am observat-o. O să o scoatem ușor și o să montăm, că sigur se montează ușor. Bun, a intrat aici. Îl împingem un pic. Așa. Și îl ținem aici strâns ca să punem clemele. Lasă că nu pot să pun clema asta. O să o pun pe cealaltă de jos. Fiind nou, aici jos. Fiind nou, intră mai greu. Așa. Apăsăm un pic pe el, că se bagă mai greu de data asta clema. Pentru că, na, fiind nou, intră mai greu, dar apăsăm un pic pe el. Hai să vedem care o mai putem băga. Asta se bagă rău de aici pentru că nu am pe ce să apăs. Ia uitați. Hai că am mai făcut una. Bun, încă una. Și mai avem două. Mamă, deci ce greu e. E cald, nu? Cameramenul meu, Luiza, aici. E cald, e și cald. Intră greu. Bun, hai că a intrat și a treia și mai avem una. Trei. M-am încălzit tot. E și cald afară. M-am chinuit un pic cu astea, să știți. Deci mai avem asta care mi se pare imposibilă de băgat, dar o să apăsăm aici. Și o să reușim cumva. Hai de capul meu. Da, să nu mai dăm cu ăsta aici, să-l punem pe... Trebuie apăsat cumva în jos. Uite, dacă fac eu așa, uite. Gata! A intrat și asta. Cu ajutor un pic de la Luiza. Doamne! Fiind piesa nouă, intră foarte greu în clemele acele. Astea, clemele de aici au intrat repede aici în astea. Na. Dar în asta fiind nouă, ia uitați diferența. Albă tot, pinii aici cum trebuie. Curată. Curată. Bun. A intrat, am băgat-o bine. Sper să nu intre apă pe aici, pe undeva. Clemele au făcut toate țanc. Deci e bine.
Bă, că stau bine aici, le mai îndes eu puțin. Da, e ok. Bun. Hai să băgăm acum cablu. Aici în partea asta altă. Să băgăm cablu înapoi. Așa, îl băgăm aici. Ăsta nu face niciun țâng, nimic. Acum, înainte ca să montăm, trebuie să vedem dacă funcționează. Da? Să vedem. Funcționează sau nu funcționează, ce ziceți? Opa! Opa! A pornit topul! Ia semnalizează! Așa, hai că merge și semnalizarea. Hai să vedem dacă merge și becul de la... Oh, merge, merge! Becul din spate, perfect! Ia, mai bag o dată! Bun, bun, funcționează și ăsta. Hai, mai dă-i o dată să vedem semnalizarea dreapta și mai calci o dată frâna și suntem ok. Acum calc frâna? Da, calcă frâna. Bun, funcționează și semnalizarea. Perfect, merge. Bun, hai că am reușit. Am făcut-o și pe asta. Luiza e acolo, în mașină e panicată, nu mai știe, trebuie să calce frâna, să semnalizeze, să bagem așa lier, deci e nebunie, da. De treabă. Hai să montăm stopul acum. Bun, acum o să băgăm cablul ăsta pe lângă clema asta de aici, că așa a fost. Da? Băgăm aici, că așa a fost. Și acum o să-l montăm. Am uitat să vă zic la montare să aveți grijă că vreau să vă zic de piciorușele astea două. Să nu trageți de el din partea asta, că dacă trageți, riscați să rupeți piciorușele astea două. De aceea v-am zis să băgați mâna pe sub și să împingeți în sus, să iasă singur, practic. Da? Hai să-l montăm acum. A rămas ăsta aprins pentru că e de la senzorul de lumină, da? E un pic întuneric afară și de aceea rămâne, nu știu cât, 2 minute sau nu știu cât stă aprins. Așa, o să băgăm ăsta prima dată, o să băgăm piciorușele astea bine, da? Au intrat bine aici. Și aici o să-l prindem în partea asta, o să-l prindem cu șurubul. Hai să vă arăt, aici eu am pus niște bandă de asta, să nu mai intre cumva apa, sperăm să nu mai intre, să nu mai fie probleme acum, dar asta îl mai facem noi după ce montăm șurubul. Și acum facem aceeași procedură ca la început, băgăm șurubul ăsta acolo și îl strângem bine, da? Hai să-l facem. Acum să și nimerim aici. Ar fi super dacă am nimerit. Da, facem altceva, că nu prea nimeresc acolo, e și întuneric, acum și n-am pus nicio lumină. O să montăm ăsta din nou. Montăm ăsta și schimbăm cu ăsta. Da, schimbăm cu ăsta și îl punem direct aici, ca să pot să-l împing acolo. E mai ușor așa, vedeți? Mai trebuie să mă întind un pic, că nu văd exact. Așa, a intrat aici și acum rotim un pic de el așa și între timp, fiți atenți, între timp, ca să strângem bine, ținem și de stop, da? Ținem și de stop și rotim aici, până se înșurubează bine. Bun, am strâns bine aici. Hai să vedem cum arată. Bun, gata, am băgat și șurubul acolo. Stă bine. Adică, vedeți, nu mișcă. Nu mișcă. Aici, asta v-am zis, am pus-o noi pentru ploaie. Nu știu cât o să țină, dar vedem. Lipim așa mai bine. Și o chestie proastă aici, haide să vă arăt iară. Este plasticul ăsta de aici, care, na, după un timp e cam vai și amar de el. Dar l-am lipit aici, să vedem, sperăm să nu mai intre ploaia. Hai să punem și capacul. Să punem și capacul. Băgăm ăstea pe aici. Capacul ăsta trebuie să facă țanc. A făcut țanc. Și asta e tot. E bine că funcționează. Hai să dăm drumul un pic la mașină să vedem. Dar ar trebui să pornească acum, se văd. Super bine, pentru că din cauza asta, că s-a stricat ăsta, am rămas în trafic fără semnalizare.
dreapta, vă dați seama. Deci efectiv oamenii din spatele meu nici nu știau când vreau să cotesc la dreapta. Da. Cu eroarea în bord, bineînțeles, momentul în care semnalizez dreapta din cauza că este ars soclu acolo, pâlpâie de două ori. Deci în bord o să-ți facă tic 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 când semnalizez dreapta. Și cam asta e tot. Deci cam asta e tot, am reparat și treaba asta. Așteptăm următoarea chestie, să vedem ce se mai întâmplă acum efectiv. Am reparat și ăsta, am reparat și senzorul. Hai să vedem. Dacă mă duc acum și bag cheia în contact, presim că mai am o eroare. Glumesc, dar mergem să o băgăm dacă vrem să vedem dacă mai apare erorile alea. Și terminăm. Bun, hai să vedem dacă mai apare și eroarea asta în bord acum, că-s curios și eu. Ar trebui să nu mai apară, vă dați seama. Sperăm să nu mai avem alte erori noi, da? Hai să băgăm. Pam, stați că n-am aprins farurile. Aprindem și farurile. Bun. Faza lungă merge? Merge și faza lungă. Nicio eroare. Oh, ce bine, altă viață. Altă viață fără erori. Cam ăsta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a ajutat, nu uitați să dați un like, un subscribe, un share pentru persoanele interesate de problemele acestea. Și noi ne revedem, bineînțeles, în următorul, pentru că este serial. Numai bine, v-am salutat!